profund ca în următorii 20 de ani să ne asumăm un obiectiv cu toții, și anume Chișinăul să atingă standardele europene în toate domeniile, și acest lucru este posibil. În primul rând, pentru că este specific și apropiat Chișinăul, dar este și în trend european, mi-aș dori să fie vorba despre verde. Chișinăul să ajungă cel mai verde oraș din Uniunea Europeană. Nu doar verde în sens verde la culoare sau verde cu mulți copaci. Nu despre culoare este vorba, este vorba despre conceptul verde, adică ecologic. Asta ar însemna să termoizolăm toate clădirile, și avem un proiect european în valoare de 500 milioane euro în acest sens și începem să-l facem. Să avem tot transportul public din Chișinău electric, pe bază inclusiv de baterii, cum am început să facem în aceste troleibuze. Și noi asamblăm troleibuze la Chișinău cu 150.000 de euro bucata, și asta e o experiență chiar europeană. Și dacă vom avea tot transportul public electric, asta va fi o premieră în Europa, credeți-mă, nu are nimeni doar transport public electric. Troleibuze deja le avem, putem și în loc autobuzelor avea troleibuze fără fir, care să meargă, cum am prezentat anul trecut, care pot merge până la 50-100 de km fără linia de contact. Piste pentru bicicliști, stația de depurare reconstruită care se producă biogaz, evident consolidarea spațiilor verzi existente și plantarea pe toate străzile a cel puțin două rânduri de copaci, unul pe o parte, unul pe alta, ca să avem aleile de arbori pe străzi, așa cum suntem obișnuiți, de fapt,